Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Neuropsi, emisiunea 7 TV, dedicată sănătății mentale și emoționale, spațiul unde dezbatem subiectele care ne influențează în mod direct starea de bine și echilibrul mental. Sunt Nicoleta Mărculeșteanu, psihoterapeut integrativ și cercetător Neuropsi la Institutul Neuropsi pentru Regenerare Celulară și Coerență Neuronală, BrainMap și Neurofeedback. Astăzi vă invit să vorbim despre un subiect extrem de important și actual, emoțiile. Vom vorbi despre normalizarea emoțiilor și cum să gestionăm aceste emoții în situații neprevăzute. Mă bucur să fiu din nou gazda ediției de astăzi, în care o avem invitată pe psihoterapeut Elisabeta Costache, psihoterapeut integrativ, care este alături de noi pentru a ne susține să înțelegem, să gestionăm și să schimbăm emoțiile în mod constructiv. Bună, Lizy, și bine ai venit! Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră aici. Bună, Nicol! Îți mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi aici. Subiectul cu care am venit, aș vrea să fac o mică mențiune, este despre faptul că este normal să avem emoții. Da, este foarte importantă gestionarea, dar oare este necesar să gestionăm mereu? Sau este poate sănătos să lăsăm emoțiile, în unele cazuri, să fie ancorate la situația prin care trecem? Pentru că aici vorbim despre sănătate. Așa este. Emoțiile sunt o parte fundamentală a experienței umane și este absolut normal să simțim o gamă variată de emoții, fie ele în sens bun sau în sens mai puțin bun, dar sunt firești, sunt naturale. Așa că este foarte important să vorbim puțin despre ce sunt emoțiile, de ce sunt ele foarte importante în viața noastră. Emoțiile sunt procese complexe care implică partea de senzație, de percepție, de cogniție, de interpretare, de... mi-am pierdut cuvântul, de creativitate. Pentru că mintea noastră dă sensuri evenimentelor care s-au întâmplat. Prin faptul că dă sensuri, creierul eliberează chimie, iar combinația chimică ne dă niște senzații pe care noi le traducem în emoții. Și aici este bine să ne observăm și să înțelegem care anume senzație îmi dă mie o stare, noi numim pozitiv și negativ, și cât de real este acel negativ și cât de real este acel pozitiv. Pentru că, uite, se întâmplă în unele situații fericite corpul nostru să intre într-un blocaj. Să ne gândim la momentul în care am fost invitată la emisiune. Prima reacție a fost de blank total. Aș putea spune, nu am avut emoții. Bineînțeles că am avut emoții, bineînțeles că mi s-a blocat partea cognitivă și chimia nu a mai fost în acord cu fericirea. A fost mai degrabă, a început să ruleze programe vechi. De ce eu? De ce acum? Dacă nu fac bine? Adică, practic, noi rulăm niște programe care ne dau niște senzații și atunci un moment de fericire îl traducem poate neadecvat în nu vreau asta, e neplăcut. În același timp, în momente, să spunem, neplăcute, ne protejăm prin a nu accepta informația și a fi... râdem. Aflăm o veste neplăcută și primul impact este de a râde. Și atunci e nevoie să ne cunoaștem, e nevoie să ne observăm și e nevoie să permitem situațiilor să existe. M-am făcut înțelesă până aici? Da, da. Așa, pentru a fixa puțin informația pe care tu ai adus-o pentru telespectatorii de acasă. Deci să înțeleg că, practic, emoțiile sunt niște stări care se transformă într-o chimie în corpul nostru și această chimie produce o altă reacție pe care noi de multe ori o traducem pozitiv sau negativ. Dar ce am înțeles de la tine este că nu există pozitiv și negativ în emoții, emoțiile sunt. Exact. Și ele sunt firești, ele sunt naturale, e natural să simțim. Modul în care ne raportăm la ceea ce simțim
este diferit. Practic e mai mult un pol, de la minus la plus, de la o stare la cealaltă stare. Adică nu e ceva rău sau bun, sau e doar o emoție. Exact, și atunci ideea de gestionare a emoțiilor aș transpune eu în perspectiva mea în îmi gestionez gândul. Uh-huh. Și gestionându-mi gândul, emoția se va modifica ușor încât să pot să pun și acțiune potrivită situației. Deci putem să modificăm gândul pe care îl avem despre ceea ce simțim pentru a putea să transformăm starea noastră, emoția noastră, pentru a ne simți diferit față de cum ne-am simțit. Exact, exact. Uh-huh. Da. Este vorba despre o schimbare de perspectivă. De ce crezi că este important să recunoaștem emoțiile? Ce vor ele să spună despre noi? Chiar ele ne pot face să ne simțim inconfortabil? Cu siguranță, emoțiile ne dau și stări pe care noi le percepem ca fiind neplăcute. Uh-huh. Acum, dacă ne ducem în ideea de cum se întâmplă de multe ori în cabinet. S-a întâmplat X lucru și ar fi trebuit să mă bucur, bă, dar eu am început să tremur. Uh-huh. Și am tremurat și m-am panicat și am transpirat. Nu înseamnă că tremuratul ăla este ceva negativ. Clientul percepe ca fiind negativ. Am venit la terapie să nu mai tremur când se întâmplă lucrul ăla. Dar este normal să tremurăm. Este normal să ne înroșim. Este normal să ne tremure ușor vocea. Uite-te la mine acum. N-aș zice că sunt în cel mai echilibrat moment al vieții mele. Este în regulă să fiu așa. Pot să mă mut atenția de pe ceea ce se întâmplă cu mine pe elemente care să mă susțină în ceea ce am de făcut. Și acum să ne gândim și la... Mie îmi place foarte mult să aduc naturalul în discuție. Uite, să spunem, am un cățel acasă. Uh-huh. Cățelul ăla, când intru pe ușă, tremură. Uh-huh. Băi, deci tremură, te zici că e gata, sunt cel mai neplăcut posesor de câine. Și dacă îi pun și lesa, începe să scheaune și vocea lui se transformă și nu mai e lătratul de câine, e mai degrabă un schel încăit. Ai senzația că acel câine suferă că am venit acasă și că vreau să-l scot afară? Nu, el se bucură, dar are reacții corporale pentru că e prea multă chimie, pentru că el e fericit, e prea multă chimie, dar își dă voie să facă chestia asta pentru că nu apare acel blocaj mental de nu e în regulă să tremur, nu e în regulă să-mi tremure vocea, nu e bine, vocea lui e scheunatul. Deci asta suntem și noi oamenii. Avem un organism foarte, foarte bine pus la punct care ne ajută să facem față unor situații. De multe ori, felul în care corpul nostru ne face să facem față situațiilor nu corespunde cu așteptările noastre. Și atunci punem această etichetă de este în regulă să tremur. Nu e în regulă să am emoții. De ce am emoții? Eu nu vreau să mai am emoții. Pentru că suntem oameni. Și pentru că avem nevoie de un echilibru care să ne treacă de stadiul ăla de blocaj. Deci ce îmi spui acum este că percepția este diferită, pentru că noi oamenii, din fericire, avem capacitatea să învățăm lucruri, să avem modele, să auzim, să memorăm și să perpetuăm practic o informație, dar în aceeași măsură această informație poate să nu fie racordată la realitatea noastră. Adică atunci când noi facem o analiză a unei persoane care transmite un mesaj prin corp, prin mimica feței, prin gestică, da? E foarte important să întrebăm, să verificăm realitatea. Ce înseamnă pentru tine asta? Ce transmiți? Ce simți acum? Asta practic ai spus că una este ceea ce noi transmitem prin corpul nostru și alta este ceea ce noi simțim sau în aceeași măsură noi simțim, dar nu simțim veritabil în raport cu situația dată. Da? Deci experiența este una, iar noi ne raportăm la acea experiență fie ca la ceva înfricoșător sau fie ca la ceva foarte fericit. Și atunci, verificând realitatea și întrebându-ne pe noi, cum suntem în această situație? Este real? Experiența dată este cea reală? Sau este ceva ce noi percepem prin ceea ce am învățat exact, în trecutul nostru? Da, și mulțumesc că ai adus asta în discuție, pentru că foarte mult din ceea ce noi ne imaginăm că trăim vine dintr-o bază a trecutului. Vine din când am mai simțit eu că tremur. Păi eu am mai simțit că tremur când...
nu știu, m-a bătut mama. M-a bătut mama și plângeam și tremuram, sau poate nici m-a bătut, poate doar mi-a zis, n-ai făcut bine ceva. Și tremurăm. E, acum, ca adult, eu când tremur, voi asocia tremuratul cu o informație negativă, cu ceva neplăcut. Nu voi, nu mă ancorez la prezent, pentru că atunci pentru mine a fost mult de dus acel reproș al mamei și corpul a avut nevoie să detensioneze, iar acum ceea ce mi se întâmplă e un eveniment fericit și corpul din nou, ce să vezi, surpriză, are nevoie să detensioneze. Atunci tremuratul nu este pozitiv sau negativ, este o detensionare. Da, deci e vorba de reacția chimică la o experiență memorată în trecut și e bine că am vorbit despre trecut pentru că noi avem emoții memorate conform unor gânduri produse de experiențele din trecutul nostru. Acelea sunt produse fie din relația cu părinții, din relația cu bunicii, din relația cu tot mediul înconjurător și ne-am creat o hartă. Da? Exact, acea avem, hartă, un filtru. Da. Avem un filtru și ne lăsăm să treacă prin filtrul la ceea ce am trăit deja. Mai greu ceea ce nu s-a întâmplat deja. Pentru, de multe ori este ciudat să ai o reacție, să fii bosunflat, ai primit o veste bună și nu știi să râzi, nu știi să te bucuri, pentru că nu ai model de așa ceva. Nu există un model. Deci trebuie să creăm aceste modele. Da, deci cum ar putea emoțiile să ne ajute să ne adaptăm la aceste situații diferite din viața noastră? Cum ne pot ajuta ele? Cum ne pot susține? Care este metoda pe care noi o folosim sau pe care o putem folosi să schimbăm percepția eronată despre realitate? Este o metodă foarte bună aia de a mă aduce în prezent, de a mă ancora în prezent. Cum mă pot ancora în prezent? Matematica, aș zice eu, ducându-mi atenția, uitându-mă practic, uitându-mă la lucruri din prezent. Uite, în fața mea este Nicol. În fața lui Nicol este o măsuță. Sus sunt niște, nu știu, tavan fals ce-o fi ăsta. Mă duc pe lucruri concrete, pentru că mintea mea are nevoie de control și eu dacă văd și este aici și este acum, mă duc în acest spațiu și pot să mă ancorez la ceea ce simt. Ce reprezintă pericol pentru mine din tot ce este aici? Păi, uite-o pe Nicol, uite o cameră, uite pardoseala, uite un scaun, nimic, totul este safe. Și atunci, eu ducându-mă cu atenția pe lucruri concrete, mintea mea nu se mai duce în experiențele din trecut. Practic, mă aduc de acolo și mă aduc în aici. Pot tactil, pot să-mi iau ancore. Uite, am un inel, îl simt, este aici. M-am adus aici, automat creierul meu va elibera o chimie de relaxare, fiindcă am control asupra situației. Nimic din ce este aici nu-mi este străin sau periculos. Da. Adică în momentul în care eu pun stop prin aducerea în prezent, prin întrebarea cine sunt eu acum, unde sunt eu acum, care este experiența din mediul înconjurător în prezentul meu, practic ți-ai mutat atenția. Deci primul pas este să muți atenția despre ceea ce s-a declanșat automat în gândurile tale, în hărțile tale și în chimia corpului tău prin aceste emoții memorate în trecut. Tu ai timp să te echilibrezi și să percepi realitatea transformând ce? Gânduri noi și apoi emoții noi, nu? Exact, emoțiile se schimbă ele, nu n-am treabă cu ele. N-am treabă cu emoția mea, eu văd că am emoții. Dar n-am ce să-i fac, care voie să existe. Ce pot să schimb este gândul. Ce gând îmi dă emoția? Păi uite, gândul că sunt într-un mediu nou și eu n-am mai trecut pe aici și dacă e nou, poate să întâmple ceva nasol. Poate Nicol crede despre mine că nu mă descurc sau că n-ar trebui să fiu aici. Sau poate nu Nicol, dar cei care privesc emisiunea, ce caut ai acolo? Nu vezi cum vorbește, n-are nicio treabă cu nimic. Astea sunt gândurile mele din trecut, că le-am tot rulat zilele astea. Eu n-am ce să fac cu gândurile alea din trecut, că în trecut eram acasă la mine și mă gândeam și proiectam pe viitor toate scenariile de toate felurile. Dar în momentul ăsta aici, eu dacă vin pe scaun, pe podea, pe inelul meu pe care mi l-am ca ancoră, acum ăsta nu e ancoră, dar dau un exemplu, în cabinet folosesc inele ca și ancoră ca să mă aduc în prezent și să nu mă leg de trecut. Foarte interesant că aduci așa aici. Da, da, sunt aici, nu mai sunt acasă, nu mai au rost acele scenarii.
mintea mea deja este atentă la ce se întâmplă în jurul meu și nemai fiind atentă la ce a fost în trecut, emoția se schimbă. Uite, în momentul ăsta, nu știu dacă se observă, dar vocea mea este un pic mai fluentă. Se reglează. Eu personal mă simt mai relaxat, e un subiect despre care mie îmi place să vorbesc. Deci este tot în regulă. Deci ai reușit să modifici percepțiile din trecut despre cum e să ai emoții într-o emisiune și acum te-ai relaxat, te-ai reechilibrat pentru că ți-ai mutat atenția pe ceea ce îți place să faci, să vorbești despre emoții. Exact. Și atunci emoția cu care eu nu eram în confort s-a, să zicem, autoreglat. Chimia s-a autoreglat. Adică nu poți să te aștepți să pui, nu știu, bicarbonat și oțet și să nu facă puf. În momentul în care vrei să nu facă puf, ori nu pui bicarbonat, ori nu pui oțet, ori... Nu? Astea sunt și gândurile. Da, da. Care sunt cele mai întâlnite emoții în viața noastră, în situații neprevăzute și care este motivul pentru care apar? Aș începe cu motivul din perspectiva mea. Din perspectiva mea apar senzații pe care le traducem ca fiind neplăcute pentru că simțim nevoia să avem control. Pentru că în momentul în care nu am control, mă abandonez unui necunoscut și un necunoscut înseamnă pericol. Și mintea mea și corpul meu este programat să lupte în fața pericolului. Da? Ăsta ar fi motivul. Emoțiile pot fi din spectru pe care îl percepem noi ca fiind negativ și din spectru pe care îl percepem ca fiind pozitiv. Cum spuneam, ele sunt emoții și atât. Avem frică, avem anxietate, avem dezgustul, avem, eu știu, confuzie, furie. Și acum din spectrul ăla pe care noi ni-l dorim, avem fericire, avem bucurie, avem iubire, avem recunoștință. Toate astea sunt utile. Nu există negativ și pozitiv. Există simt, traduc și în funcție de cum traduc, voi lua o decizie. Ce să fac cu informația? Dar mie dacă nu-mi place ceva, mă sperie ceva, pot decide. Pot decide dacă este real că mă sperie, dacă mă sperie din prezent și dacă real mă sperie din prezent, că nu știu, merg pe stradă noaptea și e cineva în spatele meu și îl văd că aleargă după mine, e normal să mă sperii. Acum, oameni suntem. Hai să facem așa, uite, să aducem frica. Da? Când este frica utilă și când nu este utilă frica? Adică, care e diferența între a fi utilă și a nu fi utilă în experiențele noastre? Frica este utilă pentru că frica ne protejează. Dacă nu mi-ar fi frică de, nu știu, moarte, aș fi foarte curioasă cum este de la etajul 10 să plonjez. Deci în cazul ăsta frica este utilă, este în regulă să-mi fie frică să sar peste balcon. Da. Frica devine mai puțin utilă când, pentru că mi-e frică să nu cad, adică este un scenariu, eu nu urc la etajul 10 și eu am nevoie la etajul 10. Dacă eu am nevoie la etajul 10 și mie mi-e frică să nu cad de pe balcon pentru că am acest scenariu, atunci nu pot face acea treabă pe care am de făcut la etajul 10. Deci acest scenariu, să-i spunem negativ, da? Creat eronat în baza unor informații aduse și prin imaginația care ne perturbă realitatea, poate să fie în distorsiune cu ceea ce tu îți dorești să faci. Adică tu îți dorești să urci la etajul 10, doar că o frică exagerată că e posibil să cazi de la etajul 10, deși tu nu ai nevoie să te arunci peste balustradă, e suficient doar să urci, dar tu ai proiectat în viitor această frică de a nu pica de la etajul 10 și atunci asta te disturbă. Când? Când ești în starea de inconștient, nu? Exact. Când nu ești atent, când nu ești prezent, pur și simplu ai lăsat frica să se manifeste, gândurile apar peste tine și nu le mai poți gestiona. Da, practic am un program care rulează. Și aici vine mecanismul pe care l-ai adus mai devreme. Te raportezi la realitatea ta. Eu doar urc până la etajul 10, am nevoie să ajung acolo pentru că am întâlnire cu cineva acolo, da? Dar nu va trebui să mă arunc peste balustradă, ci pur și simplu îmi rezolv treaba la etajul 10 și apoi cobor. Deci asta este realitatea mea.
Deci este foarte bine să urc la etajul 10 pentru că mi-am rezolvat situația. Da. Am nevoie să ajung acolo. Acum că îmi doresc sau nu-mi doresc, nu știu, dar de nevoie am. Este ceva, nu știu, poate la etajul 10 am un interviu și eu vreau jobul ăsta. Și ce fac? Nu mă mai angajez pentru că e la etajul 10. De exemplu. Dar cum ar nu mai ajungem la gândul ăsta atât de profund? Frica de a urca la etajul 10. Cum ajungi la el? Ce anume îți aduce informația în trecutul tău ca tu să te temi să te arunci de la etajul 10? Nu. Acum sunt situații diferite. Gândul ăsta poate să fie o întâmplare din trecut, nu neapărat de la etajul 10, poate chiar de la etajul 1. Dacă aveam 2 ani și eram moleacă, etajul 1 părea ca 10 acum. Și m-am dus la geam și a sărit un adult, bă, nu te apropia că pici. Poate cine știe, m-a și pedepsit că am plecat singur până la etajul 1, care era foarte înalt. Poate am perceput din mediul exterior un pericol pentru un etaj anume. Acum noi am dat 10, dar poate e vorba de a fi la o înălțime. Poate fi și la etajul 4. Nu știu, un vecin a căzut. Am văzut la televizor că mi s-a spus că mi-e frică de înălțime. Eram foarte mic și am urcat cu liftul și am plâns în lift că era ceva nou și necunoscut și creierașul meu nu putea să cuprindă cutia aia care se plimbă și atunci au decis părinții mei că mi-e frică de înălțime. Și mi-au spus lucrul ăsta. Și un gând repetat. Și un gând repetat poate să ajungă să se fixeze la tine. Nu neapărat un șoc emoțional. Poate fi un șoc emoțional când auzi că cineva drag a căzut și nu mai este. Poate fi o informație pe care ți-o induc părinții inconștient. Da? Poate fi un film care te-a traumatizat, a avut conexiune cu viața ta, a fost multă afectivitate care s-a asociat cu ceea ce tu ai trăit și atunci șocul din film a rămas memorat și ți-a rămas ideea asta. Deci sunt multe situații care te pot duce în această percepție eronată, cum că ți este frică de înălțime, dar de fapt tu să nu ai motive reale, ci pur și simplu s-au înregistrat acolo informații. Și mi-a plăcut că a adus ideea de conexiune. Așa. Pentru că despre asta este vorba. Despre conexiuni. Facem conexiuni între A și B. Și conexiuni neuronale, de fapt. Da, da. Tot mergând pe o potecă, o dată, de 2 ori, de 5 ori, de 10 ori, poteca aia nu o să mai aibă iarbă pe ea, este o potecă, evident, faci un drum. Bătătorită. O bătătorim. Cum se spune în popor, o cale bătătorită. Exact. Da. Și în momentul în care am o cale bătătorită, păi pe ea o iau, nu mai o pun iarbă. Și atunci, pentru că trăim de foarte multe ori neprezenți, în inconștient, noi ne trezim dimineața și ca șoricelul ne ducem unde avem treabă, la baie, la bucătărie, ne bem cafeaua, făcând în permanență același lucru, slash gândind în permanență același lucru, deja nu mai sunt conștient și mi se duce gândul automat spre mie frică. Și dacă eu știu că mi-e frică, eu n-am tradus emoțional că mi-e frică, doar știu că mi-e frică, atunci creierul va zice, a, ți-e frică, păi hai să-ți dau un pic de substanță, eu știu, de cortizol, de adrenalină, de ce-o de el pe acolo. Corpul imediat se activează, da, îți comandă și produce chimia care să-ți dea acele stări. Și atunci îmi dă și senzații ce fizice. Ce disturbă, da, la senzații nivel fizic. Senzații fizice, îmi dă palpitații, îmi tremură mâinile și picioarele, simt că mă sufoc. Fiecare are modul lui, adică nu e un, bă, ăsta simte frica așa și toată lumea simte la fel. Fiecare persoană are propriul mod de a exprima și de a manifesta. Da, deci plecăm de la un moment șocant care s-a memorat ca și emoție și ți activează anumite percepții, apoi ușor, ușor o ducem pe situații mai mai simple și să mergem și la dezamăgire, pentru că și dezamăgirea este o emoție foarte importantă și să vedem cum poate ea să ne producă stări disturbatoare sau cum poate ea să ne fie benefică în relația noastră cu noi înșine, cu mediul. Acum eu personal nu văd. N-am eu experiență pe harta mea cu dezamăgirea fiind benefică. Păi, e foarte important, pentru că asta e bine să vorbim pentru telespectatorii de acasă, ca ei să se așeze în raport cu nevoia lor, cu emoția lor, cu ceea ce simt ei.
Așa că dacă poți să spui ceva despre dezamăgire, cum te raportezi la asta? Dezamăgirea poate să apară, acum nu este o regulă, nu este o rețetă clară, dar poate să apară în urma unor reacții repetate ale unor persoane pentru care am o emoție din spectru, să-i spunem noi, pozitiv. Uh-huh. Am luat o notă mică și mama îmi spune, am fost mai dezamăgit. Pentru că mai dezamăgit, nu te mai uiți la televizor astăzi. Eu ce înțeleg? Când nu fac ceea ce celălalt se așteaptă să fac, celălalt este dezamăgit și eu voi avea de suferit. Poate nu mă pedepsește, poate doar îmi spune mai dezamăgit sau poate doar în timp are o anumită privire. În momentul în care devin adult, mă protejez de aceste reacții de la cei din jurul meu. Și atunci nu vreau să dezamăgesc. O altă variantă este cea în care o persoană, am simțit eu că m-a dezamăgit, în sensul că m-am așteptat să, nu s-a întâmplat și pe mine m-a durut. Și atunci eu proiectez pe tine, nu vreau să simți ce am simțit eu când am fost dezamăgită. Atunci este bine să comunicăm. Este despre a relaționa, a comunica ce simt, cum mă simt și a-i da celuilalt voie să existe în relație și să vină cu realitatea lui. Este în regulă. Pentru mine este în regulă dacă tu nu poți ajunge la ora X la întâlnire. Pentru că o să spun, mi-e teamă să nu te dezamăgesc, dar nu știu dacă pot să ajung. Adică deja îi spun celuilalt ce să simtă. Da. Și pentru că emoțiile sunt niște reacții chimice până la urmă și, cum spuneam, nu e necesar să le controlăm, putem să ne schimbăm perspectiva prin a verifica cu celălalt ce simte de fapt și a nu-i pune în spinare ceea ce noi proiectăm, fiindcă nouă ni s-a întâmplat la un moment dat. Deci este vorba tot despre a verifica realitatea. Și așa ca și idee generală, așteptările sunt cele care produc dezamăgiri. Atunci exact. Când noi avem așteptări de la ceilalți și ceilalți nu se comportă conform cu așteptările noastre sau cu proiecția noastră, cu harta noastră, cu ceea ce noi ne-am imaginat că ei vor face datorită atașamentului nostru față de ceilalți și invers, când ceilalți au așteptări de la noi și atunci când așteptările lor nu sunt împlinite, apare critica din partea lor, critica transformă totul în interiorul nostru și apare acest circuit de emoții negative în sensul dezamăgirii care ne disturbă liniștea. Exact, ne disturbă și pentru că ne-o disturbă și pentru că avem pe harta noastră această disturbare a liniștii, ajungem în punctul în care vrem să ne protejăm, nu conștient, că nu este ceva conștient. Inconștientul meu vreau să mă protejeze de acea senzație, de acea reacție chimică care mie îmi creează disconfort și atunci poate voi evita sau poate voi avea nevoia de a performa și de a le face tuturor pe plac. Am înțeles, deci apare și mecanismul de evitare, tendința aia de a nu intra în contact cu persoanele care pun așteptări mari pe tine sau care critică sau... Asta ar fi sănătos. Asta ar fi sănătos. Vezi? Adică ceva pozitiv. Ar fi sănătos să nu mă expun unor persoane care au acest comportament. Este sănătos. Mai puțin sănătos este să deduc eu, să-mi imaginez eu că celălalt va fi dezamăgit sau că celălalt mă va critica. Atunci este problematic. Atunci pentru că deja eu nu mai sunt în uniune cu celălalt, nu mai sunt în relație cu celălalt. Da. Sunt eu cu mine și ălalt nu mai există. Eu cred că va fi dezamăgit, deci eu mă voi comporta ca atare, îl voi evita. Nu am întrebat pe omul ăla cum o să fie sau nu i-am spus cum mă simt eu ca să poată să vină cu... Aici vine frica care completează. Propriu. E frica ca celălalt să nu fie dezamăgit. Deci ia uite cele două emoții cum se îmbină între ele și produc aceste distorsiuni. Ce altă emoție? Despre ce altă emoție vrei să mai vorbim? Acum poți alege. Păi mă gândesc să aducem și o emoție care este percepută a fi pozitivă. O emoție plăcută. Fericirea.
Fericirea vine din nou, din experiențe din trecut care mi-au adus o stare de liniște, o stare de bucurie. Și atunci, din nou, nu este exclusiv pozitivă sau negativă, este doar o emoție, doar că eu, pentru că vreau să retrăiesc acea emoție care mie mi-a dat confort, tind să repet niște experiențe care mă împiedică să mai accept noul în viața mea. O să mănânc, nu știu, sunt oameni gurmanzi, să simt foarte fericit când mănâncă, nu știu, zicem, spaghete. Și oamenii aia vor mânca spaghete, nu vor mânca melcișor cu lapte, pentru că ei vor fericirea. Doar că ei s-au schimbat, le plăceau spaghetele în copilărie, în momentul ăsta ei habar n-au ce le mai place, pentru că nu sunt conștienți. Nu mai au curiozitate. Și ci că sunt fericit, dar organismul resimte platonicul ăla. Nu mă mai mulțumește nimic, eu vreau să fiu fericit. Păi și ce faci pentru asta? Adică trebuie să faci ceva. Ce faci pentru asta? Ce schimbi în stilul tău? Sau ce, căror elemente le permiți să intre în viața ta ca să eliberezi chimia fericirii? Pentru că făcând același lucru, că trăiești într-un trecut și ți-a adus fericire, să ne gândim la relații. Am fost fericită cu Marinică și stau în relație cu Marinică, deși noi ne-am schimbat. Noi nu mai suntem aia de acum 20 de ani de când ne-am cunoscut și acum am alte nevoi, dar eu caut fericirea aia tot lângă el făcând aceleași lucruri. Atunci pentru mine era în regulă să îmi spună, eu știu, poate o glumă, deși niciodată nu este rău să spună om o glumă. Iar acum Marinică tot spune glume, tot spune glume și eu sunt nemulțumită pentru că acum am nevoie de altceva de la Marinică. Am nevoie să mă susțină, am nevoie să, nu știu, să fim parteneri în a construi relația și el tot spune glume și nu a depășit o etapă. Și încep să mă condamn pe mine, eu vreau fericirea. Hai glumește cu mine, tot eu îi spun, hai glumește cu mine cum glumeai și ăla glumește săracul. Nu mai simt. Pentru că m-am schimbat, pentru că n-am fost atent la mine și la nevoile mele. Deci asta este foarte, foarte important, să fim atenți la noi și la nevoile noastre, să le exprimăm, să le conștientizăm, să le acceptăm și apoi să le schimbăm. Și cum facem asta? Din punctul de vedere, mie mi se pare că rețeta este relativ simplă, verbal. Nu neapărat simplă în practică. E despre a mă uita la ceea ce se întâmplă și din altă perspectivă. Bun, eu toată, o să ne legăm tot de Marinică, nu știu cine este Marinică, dar mă uit la relația mea cu el, dar mă uit și din altă perspectivă. Perspectiva lui, ok, câți ani aveam când ne-am cunoscut, care era dinamica vieții atunci, ce anume căutam atunci de la partenerul meu, să spunem că e partener și nu e un văr sau așa. Mă uit din altă perspectivă, cine sunt acum, ce mi-aduce această relație, ce trebuie să aduc eu în ceea ce se numește relație. Nu mai e doar despre Marinică, nu mă mai face să mă simt fericită. Este și despre ce fac eu ca să-i explic lui sau ca să-i cer lui ce am nevoie. E o altă perspectivă. Da, într-adevăr, este o altă perspectivă, dar asta înseamnă că e nevoie să avem un dialog interior. Și acum mă întreb, cum să folosim acest dialog interior ca el să fie benefic? Pentru că ne întoarcem și la ideea că putem să avem acest dialog interior care nu ne folosește la nimic, ne duce în trecutul nostru, în gândurile noastre. Și atunci, cum folosim acest dialog interior benefic pentru a ne gestiona emoțiile și în alte situații din viața noastră, nu doar în relația cu Marinică? Păi, putem să conștientizăm, pentru că există dialogul care nu ne priește. Și să mă gândesc cum aș putea să gândesc diferit. De exemplu, eu mă gândesc și am un gând repetitiv și am o conexiune neuronală spre nu sunt suficient de bună. Și atunci pot să-mi activez curiozitatea. Pentru cine? E un exemplu. În momentul în care spun pentru cine, încep să-mi vină alte scenarii.
poate să fie un dialog interior benefic dacă mă gândesc, uite, Nicol se uită la mine și mi se pare mie că ea consideră că eu am luat-o pe lângă subiect, să mă întreb, dar ce treabă am eu cu ce gândește Nicol? Uh-huh. Eu sunt aici, ea e acolo, îmi imaginez că ar putea să-mi spună ea, am luat-o pe lângă subiect. Uh-huh. Este treaba mea ce gândește celălalt? Nu este treaba mea ce gândește celălalt. Este acel nu sunt suficient de bun, pe care îl pot schimba găsind trei repere, să zicem, în care am fost suficient de bun. Eu acum am în cap că nu sunt suficient de bună. Dar uite, ieri am scris un text documentat pe care l-am publicat undeva, deci am fost suficient de bună pentru acea publicație. Acum o săptămână, nu știu, am mers pe stradă și m-a întrebat cineva un lucru, iar eu i-am dat reperul corect. Deci am fost suficient de bună să-i dau reperul corect. Acum X timp am mers în avion și pentru că o persoană făcuse un atac de panică, m-am dus și am liniștit-o. Am fost suficient de bună. Deci am trei repere, acum pe loc, în care am fost suficient de bună. Deci sunt suficient de bună. Mă iau după astea. Îmi iau harta cu mine pe partea în care am fost mulțumită de mine. Deci practic ne raportăm acum la acel dialog care ne aduce la o resemnificare, recadrare a situației în care ne aflăm, în sensul de a fi mulțumiți de ceea ce am făcut până în prezent. Adică atât de bun pot fi acum, nu? Probabil că la asta te referi când vorbești despre mulțumire. Exact. Mă gândesc la faptul că îmi aduc acele momente în care am fost suficientă. Și dacă au existat trei momente în care eu am fost suficientă, este în regulă, am această capacitate. Sau vine și întrebarea, la ce mă ajut acum să mă critic pe mine sau să am disconfort că ceea ce am făcut acum 2 minute, 3 minute, 5 minute nu a fost bun? Mă susține în ceva? Corect, exact. Adică nu am ce să pot schimba acolo trecutul, pot schimba până în secunda trecută reacția mea, atitudinea mea, cunoașterea mea, informația mea, sau aleg acum să schimb în prezent? Când pot face asta? Exact, și aici vine ideea pe care o tot aud în cabinet. Păi băi, când am un atac de panică, eu nu mai pot să fac ce-mi zici tu aici. Uh-huh. Păi da, eu când se întâmplă un lucru, eu mai am timp să-mi fac eu scenariul meu pozitiv în cap și nu știu ce. Păi da, pentru asta trebuie și un pic de antrenament. Și antrenamentul nu se face când ești în atac de panică. Și antrenamentul nu se face când ești speriat sau antrenamentul nu se face în momentul în care, nu știu, treci prin situații extreme în viață. Poate o pierdere, poate cine știe. Antrenamentul se face când suntem ok, da, întărind acele conexiuni neuronale. Cele cu frecvență negativă. Foarte bine că ai adus asta în discuție. Hai să vorbim puțin ce se întâmplă cu creierul omului când este într-o situație gravă, un atac de panică, o frică foarte puternică, o dezamăgire foarte mare, un dezgust, o tristețe. Ca să aducem și tristețea în discuție, pentru că e foarte important. Ce se întâmplă cu creierul uman? Și cum facem trecerea? Cum ajungem să schimbăm, să ne antrenăm? Adică trecând de la faza asta de șoc și de tulburare spre o fază de transformare, de antrenament. Păi aici vorbim despre potecuța aia de care vorbeam mai devreme. Mm-hmm. În momentul în care sunt într-un moment de nou, necunoscut, da, vreau să am control și vreau să mă duc în cunoscut. Mm-hmm. Și cunoscutul o să fie poteca aia. Mm-hmm. Dacă poteca aia este bătătorită de gânduri cum că vai de capul meu, ce viață nașpa am, de ce mi se întâmplă toate numai mie, nu sunt suficient de bună, iar am dezamăgit. În momentul ăla de șoc, gândul se va duce acolo. Uh-huh. Eu nu am alternativă. Nu am, real. Uh-huh. Și atunci, înainte de acel moment, e nevoie să construiesc o conexiune neuronală care să-mi dea posibilitatea să aleg. Uh-huh. Adică să bătătoresc o altă potecă. Ei, și cum construiesc? Adică cum opresc acel șoc ca să încep să construiesc o altă conexiune? Nu opresc acel șoc. Uh-huh. Este doar despre a avea acea conexiune. Adică de a mă antrena înainte. Aha. De a mă antrena înainte prin dialogul de care vorbeai, dar conștient. Uh-huh. Repetitiv, identificare, nu într-un moment de șoc,
așa, pe parcursul zilei. Îmi pun atenția pe lucruri favorabile mie și mi le notez, de ce nu, sau le verbalizez. Îmi caut în jurul meu ancore, siguranță, pe care le notez. Forțez un pic, e nevoie să forțez, că e un antrenament. Forțez un pic nota și verbalizez ce zi frumoasă am avut astăzi, chiar dacă mie mi se pare o zi platonică, pentru că pot să găsesc multe elemente frumoase. A dat soarele pe cer, am florit copăcelul din fața blocului, am stat liniștită în casă și aveam nevoie de asta. Exercițiul recunoștinței, pe care îl cunoaștem cu toții, dar nu neapărat îl și facem în modul sau conștient pentru ce anume îl facem. Sunt recunoscător pentru ceva, cuiva, poate nu cunosc, poate nu mi se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu pot fi recunoscător și să dau atenție acestei recunoștințe. Îmi place, ce îmi face plăcere, îmi place aia, îmi place ailaltă, să le evidențiez. Pentru că avem conexiunea aia cu nimic nu e bine, nu prea mai băgăm în seamă lucrurile bune din viața noastră. Există această tendință de... Vai, ce nenorocire! Și când ceva se întâmplă bine, a, ok. Nu e nicio emoție acolo și atunci trebuie să antrenăm, însemnând să dăm atenție lucrurilor bune și să ne observăm ce simțim, să le împărtășim cu ceilalți. Și eventual să le amplificăm în antrenament. Și să le amplificăm. Bineînțeles, asta nu se face așa pac din degete, că dacă am muncit o viață la nu e bine, nu o să fac în trei exerciții, trei zile să fie viața mea fericită. Aici este nevoie de conștiență, este nevoie de perseverență, e nevoie de îndrumarea unui specialist. E nevoie de un îndrumător, adică dacă merg la sală și îmi iau antrenor ca să antrenez un mușchi, de ce n-aș face asta și pentru creierul meu? Pentru că tot un antrenament este. Deci, practic, uite, acum că ai adus în discuție creierul și pentru că am vorbit despre chimie și pentru că am vorbit despre emoții negative și pozitive, vorbim despre într-un pol și celălalt pol, deci nu neapărat în sensul bun sau rău, practic se produce o chimie în corp atunci când suntem în starea de șoc și se produce o altă chimie atunci când suntem în emoții pozitive, reglate, putem să reglăm chimia aceea care activează șocul, stările, tremurul. Mă gândesc că e vorba despre adrenalina și cortizolul care aduc în acțiunea asta amplificată orice stare a noastră. Ea poate fi neutralizată prin starea de relaxare. Starea de relaxare care este neutră, trecând din starea de relaxare neutră, mergem mai departe pe chimia pozitivă, pe cea produsă de fericire, de bucurie, de satisfacție, de plăcere, că ai vorbit despre plăcere, despre ce facem să ne placă, să ne simțim bine, da? Și atunci ne ducem în normalitate, în emoții echilibrate, dar și cu ajutorul conștientizării, cu ajutorul antrenamentelor. Deci aducem creierul din sistemul acela nervos care se preocupă de nevoia de a ne proteja, de a lupta, de a ne apăra, de a fugi, da? Din stările respective care ne deraiază de la realitate, da? Și migrăm către stările normale, de bucurie, de fericire, de satisfacție, cu ajutorul, spunem noi, a conștiinței. Conștiința care, de fapt, este o zonă de care se ocupă neocortexul nostru, nu? Adică el este cel care produce gândurile noi, imaginație, memorie, voință. Ne aducem în neocortex. Asta face exercițiul de ancorare în aici și acum. Așa. Ne aduce din, asta face, da, din zona de frică și de inconștiență, ca să zic așa, de neracordare la poate situație, ne aduce în zona de neocortex, adică gândim conștient aici, acum, dăm atenție, analizăm. Da. Noi de acolo analizăm lucrurile. Deci nu putem să facem asta din starea de șoc. Că asta ai spus mai, nu putem să ne antrenăm când noi suntem în starea respectivă. Nu avem cum să schimbăm ceva acolo. De asta este nevoie să fim atenți, să fim conștienți, să ne acceptăm emoțiile,
să le considerăm normale, că fac parte din viața noastră, ca noi să intrăm în starea aceea de relaxare care ajută neocortexul să funcționeze. În principiu e nevoie să avem un model. Da. Asta, da, de fapt este ceea ce vreau să spun, este că avem nevoie de un model și modelul ne-l putem crea în momentele în care suntem în siguranță. Da. Nu în momentele de nesiguranță. În momentele de nesiguranță vom întări acele conexiuni de nesiguranță. Da, am înțeles. Bun, suportul pe care noi îl avem să putem să facem asta pe lângă autoreglare poate fi suportul specialiștilor, nu? Cu siguranță. Și suportul social susține acest proces? Mi-ar plăcea să spun că da, și da, de multe ori suportul social există, numai că sunt și situații în care, pentru că de aia suntem acum aici, în care socialul neagă emoțiile. Întâlnim foarte des, din dragoste le suprimă, adică nu din reavoință. Nu mai plânge. Dar de ce suferi? Nu mai suferi atâta. Sau cum primesc poate un telefon de la o prietenă, sună pe cealaltă prietena noastră și zii tu că nu are sens să sufere. Cum adică nu are sens? A fost părăsită de iubit. Oare este o situație în care n-are voie să sufere? Zic și eu. De ce ai vrea să nu sufere, să nu dea voie emoției să existe? Mai bine, nu 10 ani, dar mai bine acum decât peste 10 ani. Da. Deci, da? Avem suport din partea familiei, din partea prietenilor, din partea colegilor. Avem, numai că ei nu sunt specialiști și de multe ori, din prea multă dragoste, nu ne dau voie să simțim. Ce ar fi indicat să se întâmple în suportul social ar fi să existe un spațiu sigur de exprimare a emoțiilor, indiferent de natura lor, fără critică, fără judecată, fără cenzură. Noi nu suntem antrenați în sensul ăsta ca societate, suntem antrenați în a nu face asta. De exemplu, când pică un copil și se lovește la picior, ce îi spui ca părinte? Nu mai plânge. A trecut. Nu, n-a trecut, îl doare, lasă-l să plângă. Adică acceptă-ți emoția, da? Da, și așa, ca o notă de final, ce le recomandăm telespectatorilor de acasă când se raportează la emoții? Să le dea voie să existe. Pur și simplu să nu mai fugă de emoții. Acum nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar pot să fac această recomandare. Lăsați emoțiile în pace să fie. Duceți-vă pe traseu înapoi. Dacă eu simt asta acum, ce gând mi-a provocat mie asta? Și acolo am controlul. Da. În gând. Și pentru că este normal să fie provocator și câteodată să mă pierd în hățișul ăsta al emoțiilor și al gestionării gândurilor, apelați la specialiști, apelați la metode din 2024. Apelați la tehnologie, la știință, acolo unde tot ceea ce am vorbit noi aici e prea mult, pentru că este în regulă să fie prea mult. Nu suntem construiți și antrenați să facem totul singuri. Deci, iată, specialiștii, centrele specializate, profesioniștii care lucrează împreună în aceste centre, institutul nostru de cercetare. Psihologi, psihoterapeuți, da. Că ai pomenit de institut, brain map-ul, ca să văd ce se întâmplă în capul meu. Că poate sunt o persoană care țin mai mult la știință. O să avem o emisiune despre asta în viitor și chiar te invit să vorbim despre brain map și despre neurofeedback și despre ceea ce facem la institut. Dar astăzi îți mulțumesc pentru perspectiva pe care tu ai adus-o aici, ai împărtășit-o cu noi și este foarte, foarte important că deschiderea ta pentru telespectatorii de acasă să însemne ceva, să însemne informație, pentru că informația înseamnă putere și puterea ne ajută să susținem acest proces. Așa că vă mulțumim tuturor că ne-ați însoțit în această călătorie și vă dorim ca puterea și curajul de a trece prin orice provocare ar putea să aducă viața să vă susțină. Vă așteptăm în continuare pe conturile noastre de social media Neuropsi pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și YouTube și vă invităm să vizitați site-ul www.neuropsi.ro, unde veți găsi informații valoroase despre ceea ce facem la institut. Vă mulțumesc! O zi minunată! La revedere!
emisiune susținută de Maurer Imobiliare.